Mișa și Alisa, destinul vostru a fost scris de mult. Așa a fost să fie. Mișa, băiatul rău din Chiperceni, iar Alisa, fata doctoriței din Biești. Chiar dacă mulți nu au crezut în dragostea voastră și mulți s-au opus, voi azi sunteți soț și soție și ne mândrim cu voi. Mișa, tu ești unicul meu frate și dragostea mea față de tine nu are margine. Da, am avut o copilărie grea, nu ne-am prea înțeles, chiar de când te-ai născut eram geloasă. Și au fost multe tentative de a scăpa de tine, dar atunci nu înțelegeam. Nu înțelegeam că să ai un frate e o bogăție mare. Niciodată nu m-am gândit cum e să ai o soră. Dumnezeu m-a înzestrat cu două cumnate. Când te-am cunoscut, așa micuță, cu bretonul lat, că abia îți vedeam ochii. Mi-am adus aminte de degețica, tu micuță și el mare. Nu m-am gândit niciodată că tu vei fi rivala mea. Azi mă mândresc să am așa o cumnată. Dragii noștri, vă așteaptă un drum lung, cu împliniri și dezamăgiri, cu frământări și bucurii, dar peste toate veți trece cu ajutorul iubirii voastre puternice. Fratele meu, Alintu, iubește-o și respect-o. De azi ea e soția ta și curând mama copiilor tăi. Mișa, fii rege, iar ea va fi regina ta. Fii casa de piatră pentru familia ta, iar Alisa va fi căldura și liniștea ce va încălzi căminul familiar. Vă dorim o dragoste curată, liniște în familia voastră și să știți, noi vom fi mereu alături, la bine și la greu. Și ca la încheiere, o întrebare, care și tu ai pus-o, mami. Mișa, acum că o ai pe Alisa, pe mine mă iubești? Dragii noștri, primiți în dar această felicitare care era destinată nunții voastre. Însă emoțiile nu m-au permis să o citesc. Azi serbăm un an frumos de la cununia religioasă. Avem un an de când suntem o familie mare și frumoasă. La mulți ani, nașii Aurel și Ana și fiul lor, Mișulică, care vă iubește foarte, foarte mult.